fanfare de la noi, dar și din Polonia, Turcia, Grecia, Bulgaria și Moldova au atras ca un magnet oamenii în centrul Piteștiului. Fanfaragii au dat tot ce au putut și au primit aplauze. Toate fanfarele au defilat prin centrul Piteștiului până la locul unde au concertat grădina de vară a orașului. Cei în vârstă s-au uitat nostalgici la fanfare și au rememorat perioadele când zi de zi fanfara cânta în parcuri. Atunci toate aveau parfum de epocă. Ați plăcut fanfarele? Da! Mult? Mult! Cum vi se pare festivalul? Foarte bun, foarte bun. Ți-a plăcut. Și special pentru copii. Pentru copii e foarte bun. Mi-a plăcut foarte mult grecii, eu sunt clarinetist, mi-a plăcut că au cântat Zorba Grecu. V-a plăcut mult? Da, foarte mult. Muzica grecească îi place soției mele că de neam se trage din neam de greci. Fiecare orchestră a fost însoțită de majorete cu pampoane, de fapt, sarea și piperul reprezentației. Manifestarea de la Pitești, organizată de Centrul Cultural Județean Argeș, a avut darul de a-i scoate din case pe oameni și de a le reda atmosfera de promenadă adorată de generațiile secolului trecut.